vedeți chestia aia de acolo, n-aia urmează să ne dăm. Doamne, sunt niște valuri uriașe, abia am reușit să urcăm, baby, s-a lovit la picior. Mamă, nu te doamne! Sporul! Cât de frumos! Doamne! Wow, deci nu, nu-mi vine să plâng. Iubire, cât de frumos e! Tată, ai murit? E alb la față. Ne-am gândit să le facem un super, super mega prank. Sunt chiar acum la marginea piscinei. Sunt îmbrăcați, după cum puteți vedea. Și noi o să-i aruncăm îmbrăcați în piscină. Surpriză! Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să vă iau cu mine peste tot pentru că o să facem un super daily vlog. Suntem în Bulgaria, este al doilea daily vlog pe care îl facem aici. Dacă vreți să vedeți primul daily vlog, intrați chiar acum pe canalul de YouTube al lui Bibi și o să vedeți cum am ajuns aici în Bulgaria, unde suntem cazați și așa mai departe. Dacă vreți să vedeți cum arată camera în care stăm, camera părinților noștri, pentru că ei sunt alături de noi, le-am făcut un cadou de 25 de ani de căsnicie. Ambele cupluri împlinesc anul ăsta 25 de ani de căsnicie. Și mai multe detalii o să vedeți în vlogul lui Baby. Însă astăzi o să avem foarte multe activități, deci vă iau cu mine, let's go! Cu un așa view să te tot trezești. Doamne, cât de frumos este! Azi cred că o să mergem și pe plajă, dar și la această piscină superbă. Acolo este un infinity pool, dar cred că prima dată o să mergem pe plajă. Înainte să mergem pe plajă, bineînțeles, mergem la micul dejun. Let's go! Cam așa arată masa noastră de dimineață. Și acum să începem poftă bună să avem. Poftă bună! Poftă bună! Așa cum am spus, după masă mergem la plajă. Cât de drăguț este iubirea mea cu gentuță. Baila morena, baila cântuță. Așa că hai la plajă. La plajă nu, mai mult ciumani. Uitați-vă cât de frumos arată recepția acestui hotel, International Hotel Casino. Dar cei care ne urmăresc pe Instastory au văzut de când am ajuns, v-am arătat camerele. Dacă vreți să le vedeți, repet, sunt pe canalul lui Baby, în daily vlogul pe care l-a făcut în prima zi aici în Bulgaria, la acest hotel superb de care noi ne-am îndrăgostit. Baby s-a dus să ia acum prosoapele pentru că o să mergem pe plajă. Și înainte de a merge pe plajă, vreau să vă anunț că vineri la ora 10, 28 august, Baby o să lanseze cea mai tare piesă, o piesă compusă de el, este genială. O să fie bombă, bombă rău de tot și nu uitați că o să am și un concurs super, super, super tare. Dacă ajungem la 30.000 de like-uri la piesă, o să fac un giveaway cu 100 de euro și o să-i dau fix atunci. Când s-au strâns 30.000 de like-uri, bam, am dat 100 de euro la cineva și cine o fi să câștige, ăla să câștige, domnește. Poți să zic, iubirea, cum se numește piesa? Da. Joker se va numi piesa și eu sunt îndrăgostită de piesa asta, așa că vreau să văd mare spam în comentarii cu hashtag Joker vineri, ora 10, pe canalul de YouTube Antonio Picard. Scot asul din mânecă. Din mânecă. Gata, atât le-am atât, dat atât, atât, gata, gata, gata. O să fie genial. Doamne, cât de cald este. Dar ne-am propus în această vacanță să ne întoarcem în București negri și super bronzați, pentru că am mai avut o săptămână în care am fost la mare și acolo am făcut daily vloguri și multe challenge-uri și nu ne-am bronzat mai așa deloc. Așa că stați, Geană, pe Instagram-urile noastre, dați mare follow bibi.oficial și Antonio Pican și urmăriți-ne să vedeți cine a ieșit cel mai bronzat din această vacanță. Am ajuns pe plajă. Îmi place super mult că acest hotel, care e demențial, credeți-mă, are și propria plajă privată. Ne-am întâlnit și cu Bibișor și cu Picanți aici. Ia spune, ce așteptați voi? Așteptăm să vină piesa nouă să se lanseze. Vineri la ora 10. Da, ok. Ia uite, măi, baby, ți așteaptă piesa. Joker! Super, băieți, vă mulțumim mult la tot. Ești foarte sexy, repet, cu această gentuță, iubirea mea. Cel mai minunat iubit. Acum se merge să luăm tichetele pentru șezlonguri, că le-am uitat ca întotdeauna. Da, trebuie să ne întoarcem pentru că am uitat tichetele pentru șezlonguri. Și ieri mi s-a întâmplat asta și nu înțeleg de ce nu am învățat chestia asta. Las, e bine măcar să învățăm a treia oară.
Dar parcă vezi cum nu se întâmplă tot. Sper că nu, pentru că e mega obositor să te întorci ba la hotel, ba pe plajă, pe căldura asta. Sunt, cred că, 30 ceva de grade și simt că mă sufoc. 35 de grade ca popa. Deci nu se poate cu noi. Am luat de la recepție etichetele, după am ajuns iar pe plajă și ghiciți ce? Am uitat leocolăcel și ne-am întors după leocolăcel și ghiciți ce? Am ieșit din cameră și am realizat că am plecat fără cameră. Așa că am intrat iar în cameră și mi-am luat camera și acum în sfârșit mergem pe plajă. Let's go! Și să înțelegeți, ne-am plecat spre plajă la ora 11, cred, și e 12. No problem. Doamne, în sfârșit pe plajă, marea este acolo și nu aveți idee ce valuri frumoase sunt. O să merg să vi le arăt și vouă pentru că sunt super huge. După mă întorc la șezlong, las camera și merg să mă bălăcesc cu iubitul meu minunat. Yeah! Doamne, deci valurile sunt uriașe, se sparg. Sunt imense, imense. Nu știu dacă vedeți, dar acolo este steagul roșu. Doamne, sunt uriașe valurile, uitați-vă la ele. Mamă mea. Mamă, uite-te la ăla. Oh my gosh. Doamne. Vedeți chestia aia de acolo? În aia urmează să ne dăm. Am emoții, am luat telefonul mamii și vreau să filmăm de acolo, de sus, da. Ne pică telefonul, scuze, mami. Nu se întâmplă nimic, mami. Ne-a dus și chiar ne-a dus barca, ne-a dus barca. Da. Oh, pa! Pa, succes! Doamne, sunt niște valuri uriașe. Abia am reușit să urcăm. Baby s-a lovit la picior în barcă. Și tatălui baby s-a lovit. S-a învinețit. Asta este, dacă murim, murim. Doamne, cum se spune? Când se moare, se moare doar o dată. Hai, bine, că o să fie bine, nu murim azi. O să fie bine, Doamne ajută. Baby deja s-a învinețit la picior. A prins valul ăla cele mai mari și a apucat să urce cu un picior pe scară. A apucat să urce și m-a dat jos. Hai, că scuze. Mă, iubire, tu zici-mă că o să fie bine la el? Mă, și cu telefonul. Mă. Doamne, am o frică. Hai, iubire, mă, că să se urce. Aoleu, mi-e frică, Doamne. Oh my gosh. Sit, sit, sit. Oh, okay. Plecăm! Uitați-vă cât de alb e. E rău, wow. E da. Mamă, e alb, Doamne. Tată, ai murit? E rău. Boni, chiar mă sperii. E alb la față. Nu. Aduceți repede trusa medicală. Ah. Antoi, chiar e rău, mă înțeapă inimă. Mamă. Când m-am suit pe scară, da? Și-a făcut barca cu mine așa odată, da, am zis, Doamne, și când am văzut cât se urcă. De la plajă mergem să luăm, voiam prânzul, dar am stat mai mult la plajă și s-ar putea să luăm cina. Și am ajuns aici la etajul 17, unde mâncarea de aici este mai exclusivă și view-ul este senzațional. Deci aici este superb, ne place atât de tare să mâncăm aici. Urmează să comandăm o mâncărică pentru că ne este super foame, am stat foarte mult la plajă. Ne împatenează buricul de foame. Adică la modul ăla. Și după ce o să păpăm, o să mergem la piscina asta superbă. Mama, de aici, știu. De la International Hotel Casino. Pentru că e un infinity pool absolut genial. Cel mai mare infinity pool din Bulgaria aici, da, știi? Da, da, chiar e foarte frumos. Pe deasupra e super, super mișto servirea. Îmi plac și oamenii de aici. Tot vibe-ul hotelului îmi place extrem de tare. Cred că și la anul... Tot aici, cred. Asta va fi o alegere. Aici ne facem vacanța. La International Hotel Casino, că e
prea frumos. Doamne, deci locul ăsta este absolut superb, iar lounge-ul de aici, de la International Hotel Casino, arată demențial. Demențial! Tocmai ce am luat prânzul și view-ul cu care am luat prânzul este de vis. Îmi place la nebunie! Uitați-vă și voi! Cum poți să iei masa mai frumos de atât? Deci este de vis! Așa frumos! Am luat prânzul, mie între timp mi s-a făcut frig, s-a dus baby până în cameră și mi-a luat ceva să mă îmbrac. Cel mai grijuliu iubit. Și acum mergem la piscină să ne distrăm. Mergem la piscină. Dar pe seară o să mergem pe aici, prin fața hotelului, pentru că este o zonă super frumoasă, este și o roată, o să vrem să ne dăm în ea, plus multe alte chestii pe care le-am văzut noi. Nu știu dacă o să iau camera să filmez, însă cu telefonul, sigur, câteva chestii o să le filmez și o să le pun aici în vlog. Ne-am îmbărăcit, ne-am super distrat la piscina asta frumoasă de aici, de la International Hotel Casino. Și acum fiți pe fază ce idee avem. O idee diabolică, mințile de vlogger. Mințile super... de vlogger au procesat un super mega prank. Acolo sunt părinții noștri, tăticii sunt mai exact, care n-au nicio treabă cu noi. N-au nicio treabă. Nu cred că au avut nicio treabă cu noi de când au început vacanța. Au vorbit doar între ei, ca părinți. Ne bucurăm, dar mai ales acum ne bucurăm pentru că ei s-au apucat să vorbească fix lângă piscina, habar n-am. Ei sunt foarte uimiți de construcția piscinei de aici, de la Infinity Pool și de, și de zonă tot, și de hotel și de tot. Tot International Hotel Casino le place foarte mult. Ia, ia uitați, se uită pe sus, pe la hotel, cum e construit. Sunt uimiți și le place mult de tot și noi ne bucurăm. Și ne-am gândit că toți stau așa și ne-am gândit să le facem un super, super mega prank. O să vorbim aici pentru că sunt la vreo câțiva metri de noi. Ne-am gândit să le facem un super, super mega prank. Ei sunt chiar acum la marginea piscinei. Sunt îmbrăcați, după cum puteți vedea, și noi o să-i aruncăm îmbrăcați în piscină. O să-i dăm camera mamei mele să ne filmeze. Și, mamicile sunt acolo. Nu am vorbit ceva. Ce? Tu le arunci pe tatii tău și eu pe tatii meu? Da. Sau eu pe tatii tău și tu pe tatii meu? Eu pe tatii meu și tu pe tatii tău. Nu, hai, eu pe tatii tău și tu pe tatii meu. Bine. Bine, vrei așa? Da. Bine. Și mami mea o să ne filmeze, așa că... Mamicile o să comploteze, așa că voiau de mult să facă asta, ne-au zis, nu? Trebuie să ții camera așa, nu? Și când vă zic să ne apropiem și vrem să ne apropiem, să vă apropiem și vreau. Surpriză! Nu pot să cred! Ne-am aruncat părinții îmbrăcați! Toată lumea de la piscină râde! Spuneam că cei mari au tocmai ce au intrat la apă. Cei mari au intrat la apă? M-am și țipat, m-am și speriat. O, ce aveți cu noi? Ai luat apă pe nas? Da, de intrat. Cum a fost? Așa ce trebuie mult, te iubim. Cam cum e? Îți place? Câtă iubire. Nu pot să cred. Doamne. Asta a fost ideea mea. Iudă? S-am făcut prank la prank. Nu pot să cred. Nu! Duplele de făcut thumbnail. Mare farsă ce am făcut aici. Mare prank pentru părinții noștri la Infinity Pool-ul de la International Hotel Casino. Dar aveam cum să nu profităm de piscina asta atât de frumoasă. Și dacă ai noștri tot erau acolo, am zis, de ce să nu se bălăcească și ei în acest Infinity Pool super. După piscina am fost să luăm cina, am terminat cina, acum mergem în camere să ne schimbăm și să ieșim pe afară. Nu o să mai am camera cu mine, o să filmez câteva secvențe cu telefonul, o să pun secvențele și după o să revin cu outro care o să fie făcut tot aici acum. Deci pun secvențele de afară și după ne întoarcem aici cu outro. Super! Mami, trebuie să-mi dau jos! It's a super high, yeah, but oh my god! Oh my god! Woo!
vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut și că v-ați distrat cu noi în această zi plină de activități. Nu uitați că vineri la ora 10, babyșorul meu frumos postează cea mai frumoasă piesă ever, Joker, așa că fiți acolo pe fază cu multe comentarii. Iar voi nu uitați să rupeți acolo butonul de like, să dați multe, multe comentarii acolo, să dați un share pe Instagram pentru că ne ajută extrem de mult. Noi v-am pupat tare, 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 tare și ne vedem data viitoare. Pa!